Noul an școlar a debutat cu speranțe, dar și cu temeri. Speranțe că sistemul de învățământ le va asigura copiilor o pregătire mai bună și siguranță în școli, temeri că în contextul amplificării fenomenului bullying-ului și al consumului de droguri în școli, lucrurile nu vor evolua într-o direcție bună. Dacă unii sunt sceptici cu privire la calitatea învățământului românesc, alții, special oficialii statului român, în frunte cu președintele Klaus Iohannis, cred că școala românească a fost pusă pe un făgaș bun grație aplicării proiectului România Educată. Ca în fiecare an, președintele României nu a lipsit de la festivitățile de deschidere a noului an școlar. El a participat alături de ministrul Educației Ligia Deca la festivitatea organizată la școala gimnazială numărul 162 din capitală. În alocuțiunea prezentată cu această ocazie, șeful statului a punctat mai multe aspecte privind educația românească. Noul cadru legislativ în domeniul educației oferă toate premisele ca elevii să finalizeze ciclul școlar pe deplin pregătiți pentru o societate aflată într-o permanentă schimbare și adaptați unei piețe a muncii dinamice. Trebuie să depășim paradigma perimată a absolvenților pe bandă rulantă, care obțin toți niște diplome, fără ca acestea să-i ajute cu adevărat în viața reală. Dar legile nu sunt suficiente. Este nevoie și de participarea dumneavoastră. Și sunt convins că veți fi mereu alături de copii pentru a-i ajuta să devină adulți activi și responsabili. Șeful statului a menționat și problema consumului de droguri în școli. Vreau să mă refer acum la un fenomen alarmant, cel al consumului de droguri în rândul tinerilor. Este o problemă care preocupă din ce în ce mai mult societatea noastră, și mă bucur că există un interes crescut pentru a încerca să găsim soluții pentru a combate acest flagel. Am decis să includ pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării acest subiect. Efectele, amploarea, provocările societale ale consumului de droguri, mai ales de la vârste fragede și în școli, sunt o provocare serioasă la adresa siguranței individuale și naționale. Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța comportamentelor preventive și responsabile. Este crucial ca tinerele generații să înțeleagă încă de la o vârstă fragedă pericolele și consecințele dramatice ale consumului de droguri, alcool și tutun, a spus șeful statului. Totodată, el a ținut să-i asigure pe dascăli că problema salariilor, care conform sondajului percepțiile profesorilor în noul an școlar, publicat de World Vision România, frământă 50% dintre dascăli, va fi rezolvată. Mesajul meu pentru dumneavoastră, dascălii, rămâne același. Sunteți indispensabili viitorului țării noastre. Măririle salariale din acest an sunt un pas în direcția corectă, dar cu siguranță că meritați mai mult. Creșterea medie de 25% a salariilor din învățământ a devenit realitate după ce ați atras atenția societății asupra importanței meseriei de dascăl. Continui să susțin și creșterea salariilor începând cu 1 ianuarie 2024 și vă asigur că rămân ferm în a sprijini toate demersurile prin care angajamentele luate de guvern în această vară să devină realitate.